Timotei, Dumnezeu să te binecuvinteze. Noi citesc din Scripturi, suntem aici să ascultăm tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu ți-a pus pe inimă să ne spui. Fie ungerea Duhului Sfânt peste Timotei și peste noi toți. Amin. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Slăvit să fie Domnul. Nu l-am pornit? Ba da. Mă bucur să vă văd. Când a zis Filip că ce-ați văzut ceva nou aici în față, am crezut că zice de o chelie nouă aici pe primele rânduri. Am nu-i ca și a lui, dar îi informare, să zic așa. Mă bucur să vă văd din nou. N-am mai fost de multă vreme și acum vă văd în această casă nouă. Și dați-mi voie să citesc câteva versete care să fie o declarație pentru dumneavoastră. Nu din astea o să predic, dar aș vrea să le declar peste sau sunt cuvintele Domnului, sunt cuvintele din Scriptură. Aș vrea să răsune aceste cuvinte ca o declarație pentru Biserica Sfânta Treime din Cluj. Amin? Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoarea locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funiile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine. Nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Amin? Domnul să lărgească cortul dumneavoastră. El l-a lărgit fizic, dar Domnul să vă ducă și la dreapta și la stânga și să vă dea binecuvântare. Amin? Cum spuneam, mă bucur să fiu și în această dimineață aici împreună cu Sorin și Emma, zicea Filip de cealaltă familie. Ultima dată sau penultima dată am fost și cu copiii noștri, vorbeam pe mașină că acum am venit cu copiii mai mari. Nu-s copiii noștri, doar așa ca și, ziceam așa, în glumă. Deși Sorin a crescut la școala duminicală și i-am fost învățător. În sensul ăsta zicea și el că l-am crescut eu o zi pe săptămână. Da. Mă bucur să fiu în această dimineață aici și în această dimineață m-am gândit și la versetele care le-am citit, să vorbesc din ele, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi am stat și am căutat călăuzirea lui Dumnezeu, așa cum încerc să o fac ori de câte ori mă ridic în acest loc. Și cred că aceste cuvinte sau acest pasaj este potrivit. Și spun asta nu pentru că vă cunosc și nu pentru că am pe cineva în minte gândindu-mă la acest pasaj, ci spun că este potrivit pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat în direcția aceasta, cred că este pregătit pentru măcar o persoană de aici să aud acest cuvânt. Aș vrea să vorbesc despre această temă, poate că, adică aveți și voi expresia aceasta, se închide cercul. Nu? Avem expresia asta când, știu eu, se întâmplă și lucruri bune și lucruri rele. Fiecare dintre noi suntem la un moment dat, de exemplu, cei 7 ani de acasă, vorba aceasta, cu cei 7 ani de acasă. Nu? Cumva se închide cercul acolo. Se încheie o perioadă și începe o altă perioadă.
Și dacă mă gândeam la această idee de a se închide cercul, știi ce ești dacă nu se închide cercul în domeniile, în perioadele din viața ta? Un obiect mușcător. Că dacă nu se închide cercul, devii așa ca jocul ăla cu care Angry Birds, care mușcau din... Asta devenim când nu se închide cercul. Și cum spuneam, avem diferite perioade în viață. Spuneam de cei 7 ani de acasă, apoi ne aducem aminte de perioada din liceu, nu? Și ne aducem aminte cu cum a fost, colegii, interacțiunea care am avut-o, dar și acel cerc se închide la un moment dat. Și vine un altul. Apoi în viața de familie. În viața de familie trebuie să se închidă la un moment dat multe cercuri, deși de multe ori cercul acela rămâne deschis până când moartea ne va despărți. Nu-i așa? Dar în această dimineață aș vrea să ne uităm la acest pasaj pe care cu siguranță îl cunoașteți. Și să ne uităm la el din această perspectivă. Ajung oamenii aceștia, personajele acestui pasaj, în acest moment când cercul trebuie să se închidă. Și sigur, este foarte important, în primul rând, să se închidă și în al doilea rând, cum se închide cercul. Geneza 50. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să se împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Amin. Un astfel de moment, frații lui Iosif cumva se așteptau la el. Știau că vine momentul când cercul trebuie să se închidă. Știau că urmează. De ce știau asta? Pentru că știau ce au făcut. Dar și își dau seama că sunt la încurcătură. Observați modul cum acționează. Trimite, spune-i, auzi ce a spus tatăl său. Acum e interesant că au așteptat să se închidă cercul acesta până după moartea tatălui lor. Și probabil că găsim aici o explicație de ce și o să vedem imediat. Dar ne putem întreba, oare de ce au așteptat atât? Oare de ce au trecut ani și au fost acele obiecte care nu aveau pace? Călătoreau cu cercul deschis. N-au rezolvat lucrurile și problema. Spunea Traian Dorz într-una din scrierile lui, mi-am notat lucrul acesta: ține totdeauna minte binele ce l-ai primit, însă uită întotdeauna oricât bine ai dăruit. Sunt puțini cei ce fac astfel și prin lume așa străini. Fiul meu, fi și tu unul din acești străini. Unul ca Iosif,
Poate ne întrebăm, dar de ce n-a închis Iosif cercul? Pentru că el l-a închis. El avea cercul închis. Ne dăm seama din modul în care, le răspunde. Fiți fără teamă, că sunt eu. Modul în care reacționează când aude mesajul de la frații lui, de la ce le spune prin intermediul, uite ce a zis tata, adu-ți aminte și vedem care e reacția lui. Izbucnește în plâns când aude aceste cuvinte. De ce? Pentru că el uitase. El uitase și răul pe care i l-au făcut și circumstanțele prin care a trecut. Pentru că este important să știm să închidem cercul. Și aș vrea să ne uităm la câteva lecții pe care le învățăm. În primul rând, și cred că lecția cea mai importantă pe care o învățăm și aici ca și părinți, și nu numai ca și părinți de sânge, fizici, ci părinți spirituali. Învățăm această lecție care este și succesul educației. Ce va face copilul tău în lipsa prezenței tale? Iacov a murit și acum era în mâna lui Iosif. Și pe bună dreptate frații lui s-au temut. Pentru că acum, vorba aceea, Iosif putea să nu mai aibă nicio frică. Dar Iosif a știut să se comporte, pentru că știa că mai presus decât tatălui pământesc, este un tată ceresc. Și asta e o lecție importantă despre ce educație dăm copiilor noștri. Că atunci când noi nu suntem prezenți, ei să meargă pe calea pe care noi le-am prezentat-o și să-L aleagă pe Dumnezeu. O lecție importantă, o altă lecție importantă pe care o învățăm de aici, și aici vedem asta în viața fraților lui Iosif. Răul făcut altuia provoacă prima rană în interiorul tău. Observați ce spuneam adineauri, frații lui nu închiseseră cercul. Frații lui își dădeau seama că sunt la încurcătură, au trimis vorbă, își dădeau seama că ceea ce a făcut și mai mult, modul cum Iosif nu le răspunsese cu aceeași monedă. Ei erau acum acolo salvați. Ei erau în viață datorită lui Iosif. Dar ei purtau această rană în inima lor. Pentru că atunci când faci rău altuia, într-un mod intenționat, așa cum au făcut ei, primul care este rănit ești tu. Ești cel care provoacă rana. De aceea, umblând cu cercul neînchis, poate spunem că vom mușca din alții, dar de fapt noi vom fi primii cei care vom fi răniți. Ei așteptau să primească cu aceeași monedă, în același fel în care au dat, în același fel în care s-au comportat. Vedem că rana din inima lor nu era vindecată. Ne dăm seama de lucrul acesta, spun în primul verset care l-am citit. Dacă va prinde Iosif ură pe noi. Nu aveau cercul închis. Acea rană pe care o provocase lui Iosif, da. Dar au fost ei, în primul rând, răniți. Primul pas în vindecare, primul pas în a închide cercul, este să recunoști că ce ai făcut a fost păcat.
ceea ce fac ei aici, își dau seama. Faptul că trimit vorbă, faptul că se gândesc acum la lucrul acesta, își dau seama. Sigur, nu acum și-au dat ei seama. Vă aduceți aminte de momentul acela când Iosif instrumentează lucrurile ca să îi pună în această situație, să-i aducă înapoi, le pune banii înapoi în sac și pune acel pahar. Și dintr-o dată, ce spun frații lui Iosif? Din cauza a ceea ce am făcut, se abate răul acesta. Sigur, ei își dau seama și ăsta e primul pas. Să recunoști că ai greșit. Să recunoști că ai rănit pe celălalt. Să recunoști că trăiești cu cercul neînchis. Că ai provocat pagube în jurul tău. Sunt așa de mulți oameni astăzi care rănesc în stânga și în dreapta, dar nu-i auzi niciodată spunând iartă-mă. Primul pas în vindecare, primul pas în a închide acel cer, a realiza că prin faptul că ai rănit, tu ești rănit și a recunoaște că acel lucru este păcat și că este nevoie de restaurare. Apoi, în al treilea rând, legat de această acțiune a lor, vedem versetul 18. Dacă rana făcută altuia provoacă prima rană în interiorul celui care o face, în al treilea rând, rana se va vindeca în cadrul relației, întotdeauna. Pentru că și aici vedem acțiunea lui Iosif. În modul cum acționează Iosif. Iosif i-a cunoscut de la început. Și interesant că, sigur, i-a testat. Dar interesant că Iosif n-a spus, așa cum spunem noi adeseori, față de cei care ne-au rănit. Dom'le, eu nu mai vreau să am de-a face cu persoana asta. M-am săturat. Pentru că, da, rana provocată ne poate pune în această situație să spunem aceste lucruri. Dar închiderea cercului se va realiza doar în relație. Sigur că vorbind și când vorbim de lucruri specifice, putem vedea și aici că ani au trecut și că, sigur, poate asta a ajutat puțin la rezolvarea lucrurilor. Dar vedem că atitudinea lui Iosif, care vrea să-i țină aproape, își dă seama Iosif că pentru o restaurare completă, pentru ca cercul acesta să se închidă, este nevoie de relaționare. Iosif i-a vrut aproape, nu a vrut să-i îndepărteze. Și întotdeauna astfel de lucruri, răni, se vor rezolva doar în relații. Până la urmă, recunoaștem cu toții că suntem persoane relaționale. De ce atunci, când e vorba de a rezolva, fugim de ceea ce Hristos, Dumnezeu, a pus în noi? Așa am fost creați. Sigur că cineva poate să spună, bine, poate vorbești ușor, nu cunoști situația mea. Nu vorbesc ușor și da, nu cunosc situația. Dar înțeleg acest principiu din cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce ne învață Dumnezeu. Și din modul în care am experimentat și eu lucrurile. Că orice rezolvare, da, și eu am fost în punctul acela, în care ai fost rănit, ai fost poate mușcat de un cerc neînchis,
Și ăsta a fost primul gând. Și poate gândul ăsta a persistat săptămâni, luni, ani. Și am experimentat asta până mi-am dat seama că de fapt cercul acela, oricât de mic n-ar fi închizătura, dacă pot să spun așa, nu se va închide decât în momentul în care voi relua din nou lucrurile. Decât în momentul în care nu voi spune, nu mai vreau să am de-a face. Poate că nu o să mai ai de-a face și, din nou, am văzut asta în viața mea. Poate lucrurile n-au fost la fel de apropiate în acea relație. Dar pentru ca cercul să se închidă, a fost nevoie de interacțiune din nou. Și asta e ce ne învață Iosif aici și această situație din viața lor, a familiei lor. Observați că atitudinea lui Iosif a ținut familia lor unită. Dacă Iosif nu era în poziția să ierte, să dorească restaurare, probabil că familia lor era destrămată. Dar sigur, asta e o presupoziție pe care o spunem, dar cu siguranță nu erau așa uniți cum au fost în continuare. Rana se va vindeca în cadrul relației. Nu în momentul în care vom spune, nu mai vreau să am de-a face. Până la urmă, vedeți și cadrul acesta al bisericii, faptul că aici se formează o comunitate de oameni. Se formează o comunitate de oameni și poate că deja au fost frecușuri unii cu alții. Și cu siguranță vor veni și altele. Dar știți ce fac relațiile? Relațiile, până la urmă, sunt o parte importantă din formarea noastră, din modelarea noastră. Când Dumnezeu a instituit biserica, a instituit biserica nu ca să fie o clădire sau o formă instituțională, ci un grup de oameni care călătoresc împreună spre acea patrie cerească, la fel cum poporul Israel a fost. Dar în această călătorie vor fi mulți țepi care trebuie să se transforme în locuri netede, ca să spun mai direct. Multe coarne care trebuie șlefuite. Și asta se întâmplă doar în relații. Asta se întâmplă doar în comunitate. Asta e un rol important care l-are biserica. Sigur, pe lângă cel mai important rol, glorificarea lui Dumnezeu. Înălțarea Lui în mijlocul nostru. De aceea ne adunăm și ne uităm în cuvânt și învățăm din cuvânt. Dar comunitatea înseamnă relații. Relațiile înseamnă frecușuri, tensiuni, probleme, dar înseamnă formare. Pentru că rănile, cercurile se închid mai bine și mai ușor în relații. Apoi mai învățăm o lecție. Versetul 21. Fiți dar fără teamă, spune Iosif, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-a mângâiat și i-a îmbărbătat. Observați aici atitudinea lui Iosif. O atitudine de purtare de grijă, mai degrabă decât gândul răzbunării. Este așa de frumoasă această imagine a lui Iosif. Și îmi doresc așa de mult să o văd în viața mea, să o văd în viața copiilor mei, să o văd în biserică. Această atitudine grațioasă, plină de generozitate. Voi avea grijă de voi
și de copiii voștri. După ce m-ați aruncat în groapă, după ce m-ați vândut, după ce am trecut prin tot ceea ce am trecut. Pentru că voi m-ați privit la un moment dat ca ceva, ca pe ceva fără valoare. Eu văd în voi și în generațiile de după voi ceva valoros. Asta e o imagine extraordinară. E de fapt imaginea crucii. Hristos vede valoare nu pentru că am avea noi valoare în noi, nu pentru că îi ceva de capul nostru, ci pentru că El ne-a răscumpărat, de aceea suntem valoroși. Observați că aici se încheie povestea. Pentru că probabil că această atitudine a lui Iosif de purtare de grijă și nu măcinat de gândul răzbunării îi aduce bătrâneți fericite. Mulți care sunt măcinați de acest gând al răzbunării, la ce se gândesc? Voi avea pace, cercul se va închide doar când îi voi plăti. Iosif n-a fost mânat de un astfel de gând. Iosif a știut că mai presus decât o liniște temporară a faptului că i-am plătit, mai presus decât aceasta este purtarea de grijă, este valoarea pe care o văd în relația cu cel de lângă mine. Chiar dacă cel de lângă mine m-a rănit. Până la urmă despre asta e vorba. Când există tensiuni, presiuni, când ne rănim unii pe alții, trebuie să vedem că relația aceea poate fi valoroasă pentru anii care vin, pentru generații. Este această idee a purtării de grijă, a restaurării. Și cum spuneam, este o atitudine plină de grație pe care Iosif o arată. Dar aș vrea să închei cu ceea ce spune Iosif în versetul 19. Fiți dar fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Vedeți, de așa de multe ori și în special când e vorba de astfel de lucruri, de a închide cercul în relații și nu numai, în diferite domenii, ne punem noi în locul lui Dumnezeu. Vrem noi să facem lucrurile să fie într-un fel în care credem, uite, așa se rezolvă, așa se închide cercul aici. Așa găsesc rezolvare. Dar Iosif își dă seama și este o lecție pentru noi. Să nu ne punem în locul lui Dumnezeu. Să acceptăm faptul că nu putem ști căile Domnului. Dar putem ști că le are. Biblia ne spune, El are căile Lui. El are modalitățile Lui. De multe ori nu putem înțelege modul în care El lucrează. La fel cum poate în momente de sinceritate nu putem înțelege dragostea Lui pentru noi. Dar o simțim, o știm că e acolo. Dumnezeu are căile Lui. Nu putem înțelege, așa cum spune și Iosif și recunoaște, și în principiu care îl vedem mai târziu, spus și de apostol. Nu putem ști cum Dumnezeu schimbă răul în bine, dar recunoaștem că El o face. Atunci haide să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Haideți să spunem ca și Iosif, Doamne,
sunt aici. Modul în care tu vrei să închid cercul acesta, poate a relației, poate a unui domeniu, poate a unei perioade. Apropo de schimbări, nu? Dumnezeu a închis un cerc pentru dumneavoastră, dar vă cheamă la un nivel superior. Și, cum spuneam, poate în aceste schimbări au fost lucruri care n-au mers sau poate încă nu merg cum ar trebui. Dar fiți disponibil și spuneți: Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești suveran, Tu ai căile Tale. Eu nu înțeleg cum i-ai dat lui Iosif această stare de a ierta, de a restaura relații. Nu înțeleg, dar știu că Tu ai căile Tale, Tu ai modalitățile Tale, Tu schimbi răul în bine. Lucru care în mintea omului nu încape. Cum adică? Cum se poate? Dar știți de ce trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? Pentru că, până la urmă, această poveste, această istorisire din viața lui Iosif, nu este altceva decât istorisirea răscumpărării noastre. Sigur, putem vedea multe lecții, în viața lui Iosif, cum el a fost curat și s-a păstrat curat, dar mai presus de toate acestea, există aici un cerc, dacă pot să spun așa, care se închide, și anume imaginea vieții lui Iosif este imaginea răscumpărării noastre pe care a făcut-o Hristos cu fiecare dintre noi. Noi l-am batjocorit, noi l-am aruncat în groapă, noi am spus că Hristos nu are nicio valoare, noi prin faptul că ne-am născut, că în păcat ne-am născut. Să nu ne gândim la alții, ci să ne gândim la răscumpărarea noastră. Viața lui Iosif este imaginea răscumpărării lui Hristos pentru niște oameni care i-au întors spatele lui Dumnezeu. Și aceia sunt, nu-s Adam și Eva, aceia suntem noi. Pe noi ne-a răscumpărat Hristos. Pentru noi a murit Hristos. Pe noi ne-a iertat Hristos. Și a făcut ca cercul să se închidă. Ceea ce vedem, generozitatea din viața lui Iosif, este generozitatea lui Hristos pentru un popor care i-a întors spatele. Observați și știm istoria poporului Israel, doar ca să facem paralelă cu viața noastră. Dumnezeu a vrut să-i ducă și i-a dus. Le-a dat o țară. Și oamenii ăștia ce au făcut? I-au întors spatele. N-am nevoie de Tine, Doamne. La fel cum oamenii astăzi spun, ce nevoie avem de Dumnezeu? Avem noi planurile noastre ca să ne prezervăm planeta. Acum avem noi lucruri care trebuie să le facem, să trăim mai mult, să fie bine. N-avem nevoie de Dumnezeu. Asta spun oamenii în ziua de astăzi. Ce nevoie avem? Ne descurcăm. Ne-am zidit, ne-am făcut, suntem bine. Ce nevoie avem de Dumnezeu? Aceștia sunt oamenii pentru care Hristos, cu generozitate, și-a dat viața. Aceștia suntem noi. Pentru că pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. El a decis că eu pe oamenii aceștia, deși îmi vor întoarce spatele, vreau să-i răscumpăr. Asta a făcut cu poporul Israel. I-a trimis în pustie, dar apoi le-a dat țara.
când s-au răzvrătit din nou împotriva, i-a trimis în robie, dar în robie citim, Dumnezeu era cu ei și acolo. Dumnezeu nu i-a uitat. Asta pentru că Dumnezeu este Cel care acționează, face primul pas. Și de aceea, dacă ești în această dimineață aici și ai cercul deschis într-un anumit domeniu, nu uita că Hristos, prin răscumpărarea, prin jertfa Lui, ne-a dat tot ceea ce este necesar ca să închidem cercul și să mergem mai departe. El ne-a dat și este generos cu noi. Ne-a dat tot ceea ce este necesar să uităm, să iertăm și să mergem mai departe. Ne-a dat tot ceea ce este necesar pentru ca perioadele din viața noastră să știm, da, aici se închide cercul, merge mai departe. Sunt lucruri în relația din familie unde, și aici nu mă refer la despărțire, să nu cumva să înțelegeți asta, ci sunt momente în care poate tensiuni, unde acolo trebuie zidit un altar și continuat și zidit în continuare. Sunt tot felul de situații prin care trecem, în care trebuie să înțelegem că aceeași generozitate care a arătat-o Hristos față de noi, trebuie să o arătăm și noi unii față de alții. Și asta începe în familie, în biserică, în societate. Aș vrea să încheiem acest timp cu o rugăciune și apoi probabil că vor mai cânta. Dar aș vrea să vin această rugăciune și să-i spui Domnului, Doamne, nu pot să închid cercul de atâția ani. Și îți mulțumesc că Tu mi-ai dat resursele. Doamne, mă pun la dispoziția Ta. Fă lucrul acesta în viața mea. Nu vreau să merg mai departe, pentru că a merge mai departe cu cercul deschis mă transformă într-un obiect mușcător. Și acest lucru nu ți-aduce ție onoare. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, am fost rănit, am fost batjocorit, am fost călcat în picioare, poate. Poate în lucruri simple, lucruri banale, este momentul să închizi cercul. Poate e momentul să-ți ceri iertare. Poate ești în situația fraților lui Iosif, în care îți dai seama că poate să vină momentul acesta, dar îl eviți, driblezi. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ești aici și ai nevoie de sprijin în rugăciune, suntem aici să ne sprijinim unii pe alții. Dar haideți să venim toți înaintea Lui și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că Tu ne-ai dat toate resursele necesare, dar mai presus de orice, îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai răscumpărat, că ne-ai luat din, că ai închis cercul și putem să avem o relație cu Tine din nou. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.